Deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat că aeroportul internațional Chișinău a fost inclus în lista bunurilor care nu pot fi privatizate. Această modificare va garanta că aeroportul rămâne în proprietatea statului și va corecta nedreptatea comisă în timpul guvernărilor precedente. De asemenea, modificarea va permite Agenției Proprietăți Publice să relanseze licitația pentru închirierea spațiilor de la aeroport și să aplice condiții mai avantajoase pentru a atrage cât mai multe companii serioase. De exemplu, să extindă și termenul de transmitere închiria spațiilor de la 3 la 5 ani. Citez, gruparea criminală Shore încă controlează anumite spații comerciale la aeroport și trebuie alungată de acolo. Vom crea condițiile pentru ca aceasta să se întâmple cât mai curând. Citat încheiat, e de bine, zic eu, domnule Felat. Sau poate nu? Muntele a născut un ou, știți-vă cum era vorba aceea. Aeroportul internațional Chișinău nu a fost pasibil privatizării niciodată. Face parte din obiectivele strategice ale Republicii Moldova și... Dar eu cred că e prea mult pentru domnul Marian să înțeleagă lucrurile astea. El poate superi pe ceea ce spun eu, poate să nu superi treaba lui. Eu i-aș recomanda mai atent să facă declarații, având în vedere statutul dânsului de președinte a Comisiei, Finanță, Buget, Economie. Este o funcție extrem de importantă. Și aruncându-te cu anumite lucruri, dorind să fie așa mai bombastic, da? Discreditează, în primul rând, calitatea lui pe care o are de președinte a comisiei, nu pe dânsul, dar funcția respectivă și, în general, mă rog, acest proces. Eu am fost deputat în vreo 5 parlamente, așa că știu cum se funcționează și ce calități trebuie să ai pentru o funcție altă. Însă, revenind, e că nu m-am gândit când să vorbești despre dânsul, dar așa, odată se poate. Dar, odată, aeroportul niciodată nu era pasibil privatizării. Aeroportul ca proprietate niciodată nu a fost transmis. Concesionarea reprezintă cu totul altceva. Și iarăși trebuie, mă rog, eu cred că aceste modificări au avut scop doar modificarea termenului, de la 3 la 5 ani. Adică din tot ce s-a vorbit, toată spuma asta, inclusiv și eu am pierdut acum timp, Trebuie să explicăm cetățenilor, domnule Filat, la ce ne referim atunci când facem referință la o anumită situație. Eu mă refer, din păcate, la o persoană și asta nu-i bine. Dar trebuia, poate, odată să mă expun și la capitolul ăsta. Oricum, apropo, 3-5. Toate persoanele vizate în discuțiile de aici, din studio, au atât timp cât și spațiu și platformă să vină să răspundă tuturor declarațiilor lansate aici, în studio. Vă aștept la 7 zile. Aici este o platformă liberă pentru toată lumea. Deci, singura schimbare care a intervenit este cifra, de la cifra 3-5. Deci, 5 ani de transmitere bună. De ce s-a dorit această schimbare? Probabil în urma discuțiilor care le-a avut cu compania sa franceză, dumneavoastră nu credeți că ei nu vor insista mai departe. Exact acestei companii să-i fie transmise spațiile respective. Vedeți că și înainte dânșii spuneau că vom repeta licitația pentru ca să vină companii, să nu știu ce mai întâmple și tot doar cu compania a venit. O să vedem. Eu cred că atenția asupra acestui subiect este suficientă și toate mișcările care vor fi făcute în această situație cu spațiile comerciale aeroport vor fi monitorizate și va fi foarte multe informații public transmise.